Stăm de vorbă cu doamna Cătălina Dumitrescu, psiholog și psihoterapeut clinician, despre ticuri nervoase. În primul rând, ce sunt ticurile și care sunt posibilele lor cauze? Păi, ticurile nervoase sunt niște mișcări involuntare, periodice, ale unui grup de mușchi. Ele pot fi de natură psihogenă, pot fi ereditare, pot fi de natură organică, se pot manifesta prin descărcarea tensiunii din organism și sau se pot fi ca un fel de mecanisme de apărare. De exemplu, se pot manifesta prin clipiri, dese de ochi, scuturarea, ridicatul din numeri, scuturatul capului, pocnitul din palme. Bineînțeles că pot fi de multe feluri, pot fi ticuri complexe, sunt ticuri tranzitorii care durează de la 4 săptămâni până la un an de zile, dar nu mai mult de un an de zile, sunt cele care sunt ereditare și care le poți avea toată viața. De obicei, aceste ticurile nervoase se declanșează în perioade de stres accentuat în viața persoanei respective și mă refer la un stres din punct de vedere psihoemoțional. Cam astea sunt ticurile în general. Ne-ați dat câteva exemple de ticuri. Știu că au inclusiv niște denumiri foarte ciudate, de exemplu rosul unghiilor. Da, de exemplu, iactația înseamnă scuturarea capului. Există copralalia, care înseamnă folosirea de cuvinte obscene, uzul de cuvinte obscene în public. Sunt multe denumiri, într-adevăr. Credeți că sunt mulți suferinți de copralalie? Acum, unii sunt, într-adevăr, e o afecțiune, iar la alții poate să fie o formă de limbaj pur și simplu uzuală, o obișnuință, fără să a fi neapărat un tic, ci pur și simplu o obișnuință. Depinde și de mediul social de unde provenim. Corect. O legătură a ticurilor cu tulburările obsesiv-compulsive există? Există. În general, și de multe ori se poate, unele ticuri apar în tulburarea obsesiv-compulsivă, adică o compulsie, cum ar fi, să zicem, spălatul pe mâini sau făcutul curățenii obsesiv sau a aranja simetric anumite lucruri, se transformă într-o obsesie. Deci această compulsie se transformă în obsesie. Mă spăl pe mâini din ce în ce mai des și devine obsesiv, într-adevăr, și devine automat ieșun tic care devine obsesiv-compulsiv. În cursul întâlnirii online am văzut că sunt foarte mulți copii cu ticuri nervoase. Predominant apare, în general, ticurile nervoase apar în copilărie. Și care este influența familiei? Păi e cel mai important, într-adevăr, mediul familial de unde provine copilul, pentru că ele apar, după cum am spus mai înainte, apar în urma unei situații stresante. Dacă copilul, de exemplu, în cadrul familiei există tensiuni, certuri, discuții în contradictoriu, copilul poate mai prelua emoțional la toate, preia de fapt emoțional toate aceste situații și care se răsfrâng sub forma unor ticuri, poate să dezvolte aceste ticuri ca un mecanism de apărare. De obicei, ticurile nervoase dispar în timpul somnului sau în timpul unor activități care îl solicită pe copil, cum ar fi lectura, cusutul, croșetatul, depinde acum de... Sunt anumite activități în care nu se... Ar trebui să ne întoarcem un pic la activitățile practice ale generațiilor trecute, nu? Oarecum, da. Tratament pentru ticurile nervoase? În general, se consultă un medic neurolog pentru a pune diagnosticul, ca să identificăm despre ce fel de tic este vorba, că poate să fie tic motoriu, poate să fie tic motoriu complex și cu unde sunt implicate și partea vocală. Sunt mai multe tipuri de ticuri, de asta și trebuie până la urmă un specialist să pună un diagnostic clar. Iar pe lângă, într-adevăr, recomand psihoterapia. Am mers la un psihoterapeut pentru că împreună cu un psihoterapeut se face o schemă de intervenție pentru a putea diminua și
face chiar până, și putem merge până la dispariția ticului. Asta presupune, în general, în cadrul unei psihoterapii, identificarea apariției ticului, factorilor care declanșează, momentului zilei când survine. Sunt mai mulți factori care trebuie urmăriți, într-o situație de genul acesta. Și automat, climatul familial, bineînțeles, e foarte important de altfel. Și cel școlar? Automat, schimbări. Dacă copilul începe grădinița, începe școala și era la un moment dat una dintre întrebări vis-a-vis de începerea școlii, atunci se declanșează copilul. Trebuie identificat de ce nu-i place la școală, ce se întâmplă acolo, ceva este ce îl stresează atât de tare. Poate să fie un coleg care să fie mai agresiv, poate tulburarea asta de separare de părinți, separarea asta de părinți poate să fie unul dintre factorii care să determine într-adevăr apariția unui tic și să-i se și accentueze în această perioadă. De-aia trebuie să identificați exact, urmărit copilul cu atenție și niciodată certat, ridiculizat, adică e clar că trebuie avut un comportament suportiv, în niciun caz unul de te iau de urechi pentru că faci așa sau te cer sau te ironizez. Și rămâne valabil și în cuplu, unde, să zicem că soția e deranjată de un tic nervos al soțului, cum... Aici depinde. Păi, un tic nervos al soțului poate să apară, exact cum am spus, cauza poate fi psihogenă, adică de natură psihică și pot fi factori din mediul ambiental. Cum ar fi? Aici, de exemplu, dacă soțul are o perioadă încărcată la locul de muncă, cu termene limită, are o perioadă mai stresată, pot apărea într-adevăr sau se pot accentua unele ticuri deja avute. Și atunci soția nu poate decât să-l înțeleagă, să nu-l certe și să-l trimită și la un neurolog pentru ca să vedem dacă e într-adevăr o cauză neurologică și dacă nu, într-adevăr, exact cum am mai spus, la un psihoterapeut. Pentru că sunt cu totul alte probleme la bază care trebuie identificate și rezolvate ca să putem să diminuăm apariția acestor ticuri. Și în mod normal nu putem găsi rezolvarea în noi. Avem... În general putem găsi rezolvarea în noi, dar mai trebuie să reușim uneori să știm să ne activăm aceste resurse pe care le avem în noi. Și de aia este și indicat a merge în psihoterapie, pentru că, până la urmă, rolul specialistului ăsta este acela de a mă ajuta să-mi identific anumite resurse, de a le descoperi, de a le scoate la suprafață.